Ce vreau să zic, nu mai e ca pe altă, ca pe vremurile alea, că acum dacă ar scrie din armată, ar folosi cuvintele astea de care se crucește ziarul Adevărul. Da. Au descoperit și ei acum că tinerii că vorbesc altfel. Oh! Ăștia de la asta, ați crede că am avea nevoie de Anca Martin la această discuție? E bine, nu! Avem nevoie de Flavet, care Flavet cunoaște cele mai ascunse sensuri ale unor cuvinte care și-au pierdut, nu-i așa, da, nuanțele. De exemplu, ce înțelegi tu, Flavet, prin expresia e epic, frate? E epic, frate? Da, e epic. Cum e tare, e cel mai tare. E, deci, e miez, cum ar veni. E miezul la dodoașcă. Da, e miez. E tare, e cu flow, e cu swag. E, ce-alea? E cu flow. Trebuie să înțelegeți că am trăit printre dansatori. Lasă-mă, nu mai explica, zi... Este cu swag sau este cu flow? Ia, adică auzi, tot swag-ul și flow-ul pe mine sau pe tine. Un exemplu din ziar, limba română contemporană. E epic, frate, respect pentru eveniment. E viu, super tare, gen. Gen, da, și asta cu gen este... Cum mă explicați? Ce-a vrut să spun autorul? Concluzia... E tare. Așa, e vreo noutate în limba asta română contemporană? Adică a intrat un cuvânt abrupt, așa? Cum, ai spus viu? Cum e? E viu și... Evenimentul e viu, nu știu ce, dar e vreun cuvânt în limba română contemporană de care auziți voi mai repede decât noi? De e acum la mare modă? Gen, zid. Zid. Cum a fost asta cu genă și e tare, nu știu, mai altceva nu știu, îmi pare rău. Da, da, ea dansează, nu vorbește cu dansatorii. La hipsterii bicicliști avem ceva? Sincer, eu scriu cu literă mare și pe Facebook, deci... Tu încă scrii cu literă mare? Ce și fraier! Nu-ți dă seama când e cap s-a apăsat. Te-au dat degeaba la școală. Băi, eu am trei... Ai tu trei? Am trei bucăți. Ce vrei să ne arăți, că stai printre tinerei? De când umblu mai mult pe internet decât prin oraș, mă înțelegi? O ard pe internet. Mă scuzați. De când o ard pe internet. Așa. Cu swag. Yeah. Cu din swag? Nu știu cum swag. Băi, am trei care, sincer, ar trebui acceptate și de Academia Română, pentru că prea sunt folosite și dacă noi le folosim, ei le folosesc, ele le folosesc, ar trebui să fie acceptate și băgate în... Așa se întâmplă, dar durează. Una este destul de nouă. Așa? Este un fel de traducere mot-a-mot dintr-o limbă de asta de la televizor și o folosește toată lumea. Deci despre ce vorbim? Da. Deci despre ce vorbim? Deci da. Deci da. Despre ce vorbim? Și Elena noastră o folosește foarte des. Deci despre ce vorbim? Deci despre ce vorbim? Păi întotdeauna la capătul... Dacă pui virgula cum trebuie, e ok. Da, dar întotdeauna la capătul frazei, da? Întărești, practic. Este un fel de Q&D. Da. Deci termin toată treaba și spui, ești un bou, un idiot, un prost, n-ai venit la program și am să te dau afară cu măta. Adică să vină mama ta aici ca să te dau afară în condiții așa oficiale, că fără ea de față. Deci despre ce? Deci despre virgulă, ce vorbim? Deci despre ce vorbim? Foarte bine, foarte bine. Prima. Foarte prima. Bine. A doua. Asta este tare, vedeți? Da. Da. Deci despre ce vorbim? Da. Despre ciocolată, n-am putut să mă abțin. Da. Da, Flavia este o grasă care nu se poate abține. Deci despre ce vorbim? Exact. Despre... Bun, al doilea. A doua. Ești râs. Râs. Da. Râs. Râs. Și nu e greșeală, pentru că am studiat împreună cu un amic de-al meu, avocat, de curând, am întors-o pe toate părțile. Așa. Poți fi râs pentru că râs este și animal. Da? Ești râs. Problema este pluralul pe care îl folosește Loredana Chivu pe Facebook. Râselor. Da. Nu, ăsta e femininul, mă. Râselor? Da. Râșilor și râselor. Da. Dacă era la Lynx, să vezi cum era cu femininul. Cum? Păi... Deci, ești râs? Cum ești? Ești râs? Râsule. Râsule. Deci, râselor. Este o nouă formă de a jigni, dar într-o formă... Da. Deci, despre ce vorbim? Râs? Râsule și râselor. Râselor. Ești râs? Cum îmi stă rochia asta? Mă duc din... Nu te duc, mă, de ce? Ești râs. Dar nu e râs, e râs, e cu... Râs, păi trebuie să ai și inările de râs. Râs, mustăți. Și a treia, la asta vreau să mă urmăriți, că trebuie să aducem... Băi, flip chart-ul după pauză, firică, vreau să le scriem. Ce? A treia este foarte importantă, este o nouă formă de semn de punctuație. Eu lucrez la asta, vreau să le introduc. Da. Este exclamația interrogativă. Deci nu exclami, nu interoghezi. Exclamația interrogativă, s-ar putea în câteva limbi și dialecte ale pământului să existe, dar în România nu există. Ce te uiți așa la mine cu patru ochi?
exclamație interrogativă, da, ca și în engleză? Da! În engleză știu. Atenție. Că mai mult. Atenție! Când pui o poză pe Facebook cu tine lovi la un ochi după un meci de fotbal sau box cu nevasta, scrii sub poză așa ochi. Ce am făcut? Am exclamat sau am interlogat deșteptule care ți-a plăcut școala? Care ești? Așa palmă? Și nu știi, te-a întrebat sau ți-a spus? Așa telefon roșu? Așa freză, m-am tuns. Așa emisiune? Ia să-mi fac, mă, un selfie. O poză singură, atenție. Ia, take Iola. A selfie. Ia. Iola. Asta e, așa, băieți. Asta nu e Iola, e Iocu. E Iocu, da, e, da. Bun, să se studieze pe Facebook-ul emisiunii, dar mai ales pe... E bolnav Facebook, cum se studiază mai încolo. Mă ocup eu. Ne ocupăm. Vreau să postați pe Facebook-ul, da, emisiunii. Cele mai noi... Vorbe noi, să le băgăm și noi unde vrem să le băgăm. Să avem și noi dex-ul nostru, gen. Dar să-mi explicate ca să știi... Băgați-ni-le pe Facebook, să le scoatem noi de acolo și să le băgăm unde ne place. Da, și nu mai ardeți aiurea pe Facebook-urile altora. Intrați pe ăsta de la Neața cu R și D. E epic, frate. Zis. Așa horoscop. Așa horoscopistă. E bine. Râselor. Da. Ia zi râso. Nu, n-a folosit nimeni până acum. Râso, da. Ești râso. Râso. Ești râsă. Da. Nu, mă, râso. Da, râso e cu cratima? Da. Nu. Nu. Nu e cu cratima? Nu. Horoscop, deci despre ce vorbim aici?